Prefectul de Bacău a contestat în instanță hotărârea Consiliului Local numărul 518 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Bacău. Hotărârea este suspendată de drept. Am contestat în instanța de contencios administrativ hotărârea numărul 518 prin care Consiliul Local a aprobat în 12 decembrie rețeaua școlară a municipiului Bacău. Am contestat această hotărâre pentru că ea este și ilegală și inaplicabilă, dacă ar fi fost legală. Școala Nicu Ena rămâne cu personalitatea juridică așa cum a cerut prin avizul conform dat în septembrie Inspectoratul Școlar Județean. În septembrie am notificat primăria în ceea ce privește nevoia ca printr-o hotărâre de Consiliu Local să se aprobe rețeaua școlară a municipiului Bacău pentru anul școlar în curs 2022-2023. Ulterior, raportat la anul școlar următor, 2023-2024, odată cu apariția metodologiei în noiembrie, pe 22 noiembrie am notificat primăria prin adresă în care solicităm aprobarea proiectului de rețea școlară care vizează anul școlar 2023-2024. De aceea, la termenul prevăzut în calendar, până la 14 decembrie, trebuia emis un HCL prin care proiectul de rețea școlară pentru 2023-2024 să fi fost transmis către Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai bine zis, nici acest lucru nu s-a întâmplat. Prefectul spune că s-a ajuns în această situație printr-un amendament anunțat de primarul Viziteu, care pentru a îndrepta o presupusă eroare materială inexistentă în proiectul de hotărâre, a propus preaprobare rețeaua școlară a anului 2023-2024. Haideți să facem un amendament de îndreptare materială, rețeaua pentru 2023-2024. Supunem la vot amendamentul domnului primar ca rețeaua școlară să fie aprobată pentru 2023-2024. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Doamna Urban? Pentru. Domnul Crețu? Cu 21 de voturi a fost aprobat amendamentul domnului primar. Concluziile sunt dezarmante, spune prefectul. Inițiatorul proiectelor de hotărâre nu citește proiectele de hotărâre pe care le propune spre dezbatere în Consiliul Local.